Salut! Sunt George Bonea și sunt speaker demotivațional. Ce faci, tati? Bine? Fericit? Ai grijă de prințesa ta? De lumina ochilor tăi? Floarea vieții tale? O vezi departe, fată deșteaptă, descurcăreață, mândria familiei? Frumos! Dar o să facă videochat. Acum, ca să nu-mi pun jumătate din internet în cap, adică videochatistele și fanilor, trebuie să spun că videochatul e o meserie ca oricare alta, mai puțin prostituția. Dacă n-ai o cameră web în față, nu poți presta muncă onanistică și nu poți face ce vrei tu cu corpul tău. Așa s-a hotărât la Consiliul de la Nicea din 326. Știu că tu îți imaginezi chestii interesante pentru fata ta, îngerașul tău, dar viața e grea și la cum merg lucrurile în ziua de azi se fac mai mulți bani și mai ușor din a sta crăcit în fața camerei și a discuta cu tot felul de bărbați care caută o parteneră de dialog și care se înțeleagă. De ce o să ajungă fata ta în fața camerei web în fofeaza goală pentru bani? Multe motive. Câteva studii ar emite ipoteza că majoritatea lucrătoarelor malahistico-sexuale provin din familii cu oareși ce probleme, ori din structuri sociale instabile din punct de vedere economic. Pe scurt, așa cum le mai descriu și colegele de la oraș, vin toate țărăcile să-și bage hidrantul pentru 1000 de euro. Așa zic ele. Dar încă nu s-a aprofundat această perspectivă și nu s-a ajuns la străfundul motivației. Te-ai prins? Bine, banii! Da, fata ta ar putea alege o astfel de meserie pentru bani, mai ales în contextul în care industria videochat promovează intens câștiguri uriașe, mașini de lux achiziționate în primele luni de muncă, apartamente opulente, vacanțe scumpe și nu în ultimul rând, upgrade-uri fizice nelimitate. În câteva luni, bijuteria celor 23 de cromozome oferiți de tine ar putea sta la casa ei gonflată după ultimele standarde de frumusețe. Sunt acestea standardele normale de viață și aspect? Cine suntem noi să judecăm ce e frumos și normal? Cine? România se poate lăuda cu o industrie videochat înfloritoare fiind pe primul loc în lume. Ce spune asta? Nici de cum că suntem o societate deschisă din punct de vedere sexual, ori că debordăm de educație sexuală. Nu! Suntem doar o piață uriașă de tinere dornice de stabilitate financiară, ușor impresionată de nevoile de bază. Mașină, vacanță, buze, sâni. Dispuse să facă puțină conversație lubrică pentru o sumă frumoasă de bani. Altele sunt dispuse și la vaginoscopie pentru o sumă și mai frumoasă. Ele sunt răspunsul economic la cererea uriașă a mătărângilor incapabile să abordeze femeile în spațiul fizic. Sunt homeopatia unui număr mare de bărbați. Sunt ca mersul în parc, pe trotinetă electrică. Fata ta nu trebuie condamnată că a ajuns să facă videochat. Poate că ai investit în educația ei, dar probabil că trebuia să pui mai mult accent și pe valorile occidentale, nu doar pe limbile străine care, bă da proste, o ajută să se înțeleagă cu onaniștii străini și nu e nevoie să facă playback când scrie la tastatură și, de fapt, tastează altcineva pentru ea. Cunoaște. Bine, și până la urmă, ce e așa rău că face videochat? Pune și ea un ban deoparte. Unele reușesc să iasă din sistem destul de sănătoase, fericite și încă nealterate plastic. Altele, da, nasol. Traumatizate de fetișurile acceptate online, cu o ușoară fobie de camere și panicate când vine vorba de intimitate. Dar asta e, viața e ca un vibrator. Acum, du-te! Stai cu fetița ta, priviți desenele animate care îi construiesc tiparele comportamentale și vestimentare. Nici n-ai spune că unele seriale și desene animate pentru vârsta ei fragedă îi curoiesc primele vestimentații de videochatistă de succes. Ah, fata tati. Cu plăcere! Tu ce zici, domnule, de videochat? Cred că ești doar gelos. Am spus că nu mai folosim cuvintele astea. Gelos, invidios. Cum spune? Cred că ești doar... Nu, gelos. Ești gelos pur și simplu, pentru că... Cât ai stat, ai filmat episodul ăsta. Dacă nu știu cât a durat, nu știu cât o să dureze să monteze, că asta e misterul de afacere, secret de afacere. Ideea este că... Tu ai făcut mult mai puțin bani decât face o începătoare la videochat. Unde-s mașinile tale luxoase? Faci asta de un an de zile. Da, deci, episodul 55. Episodul 55, episodul 56, nu știu care e. Faci asta de un an de zile. Unde este BMW-ul tău?
pe care se scrie speaker demotivațional. Nu știu ce încerc să mă comis, să mă dezbrac? Vrei să mă dezbrac? Eu vreau să spun, dacă, deci dacă publicul vrea chestia asta, ai face chestia asta? Evident. Să dea cu token la băiat. Da, tati, ne dezbrăcăm pentru bani, dar nu ne dezbrăcăm noi. Auzi, dar și eu? Acum, nu știu dacă mai dezbrac eu, dacă te dezbrac și eu. Păi, te mai dezbraci degeaba. Așa.